Salutare! Astăzi noi vom merge cu tot și cu Jessica la cer. Și am venit la restaurant să mâncăm. Dar înainte să vină mâncare, noi cu Jessica ne jucăm. Dar Melissa stă cu noi. Ei este foame și nu are chef de joacă. De ce, iubita? Nu știi. Ți-ți somn, poate, nu ți-ți somn? Da, păi înseamnă când mergem acasă și la circ nu mergem, da? Tu vrei la circ? Da. Înseamnă că ea o să mănânce, o să prindă la puteri și o să meargă la circ. Da, iubita? Da. Dar voi, ați fost vreodată la circ? Dacă da, atunci ce v-a plăcut cel mai mult? Scrieți în comentarii. Melissa să spun dacă e bun. E bun, Evita? Da. Și eu? Așa. Papă? Așa, iubita. Gustos, gustos. Știu că tu iubești cu bucățică de punică. Așa că i-am pus punică aici. Ai, ce-mi place, ce-mi place că e gura mare. Așa o putere când copilul mănâncă. Pânică, da, cu pânică. Îți dau scumpa. Măi, și gustos, și pânică din supă, și pânică așa, mânuță. Și o bucățică de cărniță. O bucățică de cărniță pentru păpușe. Bravo! Ai. I-am uitat, dar m-am izbătat să hrănesc micuțul. Am mai zis să răspundeți și voi. Foarte bine. Ce ai acolo? Sos, care nu-mi place. Ce e acolo? Ai tăpai? Ai da, hai. Un minion. Ce rochiță. Și, tada, uite ce căciul în formă de pisicuță. Papuce și Suzeta. De acum mergem la circ. Cum credeți, ce animale sudem noi acolo? Eu cred că maimuțe. Dar tu, Melissa, cum crezi? Leu. Leu? Wow! Wow, ar fi tare dacă ar fi lei, cam mă gândesc că o să fie lei. Eu cred că o să fie și cățiri acolo, probabil, ce așa mai e. Posibil să fie, nu știu, poate căluț, pune ceva. Dar mai mulți cred că sigur că o să fie. Poate și urs o să fie. Urs, da. Da, poate să fie usul cu ursul care merge pe bicicletă. Așa e. Eu mă gândeam doar în desene animate și așa mă. Nu, la cerc merg pe bicicletă urcii, da. Da, sunt dresați. Să vedem cum o să reacționeze Jessica. Da. Probabil că eu o să doarmă pentru că încă n-a dormit la prânz. Dar poate nu. Să vedem. Sper să nu-i facă ca prânge să nu plângă. Asta e important. Să nu deranjeze pe nimeni. Dar eu cred că este cu minte. Da, Jessie? Tu ești cu minte? Da. Noi am venit la circ. Micuța Jessie doarme. Dar poate se va trezi, nu știu. Circul este micuț, dar cum să fie? Aici este micuț, dar este plin, plin cu oameni. Și majoritatea sunt copii. A luat și prima parte, cum este antractul pauza, dar cu părere rău nu ne-au permis să filmăm pentru ca să protejăm dreptul de autor, nu ne-au permis, dar vă zic că circul este mega tare, nici nu mă așteptam, este cu elemente moderne. Acolo erau dansatori și jonglier și clown și magician și chiar așa acrobați care piați. Și robot adevărat. Adevărat e robot. Costum! Ce zic că-i plăcut tare robotul acela, omul mascat cu robot de ajartă. Robot, robot, robot! Da, adică noi suntem foarte, foarte încântați.
Deci am luat două păcari de popcorn, sucuri și o sticlă de apă. Cine vrea suc? Eu! Jessica! Lu' Jessica? Nu se poate, nu? Da! Gata, cercul nostru s-a terminat, a fost super, super tare! Facem o mică recapitulare. Am fost la circ, nu ne-am permis să filmăm, dar a fost foarte, foarte interesant. Circul a fost modern ca și conținut, măcar că sala este veche, dar noi am rămas foarte, foarte, foarte încântați. Așa, fetelor? Da. Parcă eram la Românii au talent, așa ne ziceam. Am văzut diferite, diferite lucruri și chiar suntem încântați, abia așteptăm să vină și următorul circ. Când se va începe, o să urmărim și neapărat o să mai venim. Jessica, ți s-a plăcut, scumpa? Da. A, Jesse? Da, a zis. A zis da? Sau tu ai zis da? Eu vreau la Jessie, nu mai să privească. Acum mergem acasă să strângem lucrurile Jessica și să o aducem pe Jessica la părinți. Să vedem cum se va întâlni Jessica cu Gheorghina și cu Valerica. Sunt sigură că este dor. Noi mergem să ne întâlnim cu Valeriu și Gheorghina, părinții Jessicăi. Haideți fuga, am înțeles că ei sunt la al doilea etaj. Să vedem, vedem ce reacție o să avem când o să mai trebuie ca așa plicul. Haide, hai. Salut, părinții! Salut! Jessie! Jessie! Salut! Ce-ai uitat? Jessie! Mama! Mila, mama! Ce s-a întâmplat? Calculatorul nu lucrează. A, Jessie? Păi, de ce ești supărată? A, mame! O vrei pe Jessie? Nu! I-a plecat, gata! Tu te râți sau plângi? Te râți sau plângi? Eu plâng! Dragă Jessica, te mai așteptăm la noi în ospeție. Vezi că Milița plânge că te vrea înapoi. Noi tare, tare mult te iubim pe tine. Și vouă, dacă a plăcut de Jessica, să ne dați neapărat un like. Familia noastră toată vă zice vouă. Mulțumim pentru vizionare și pa, pa! Pa, pa!